Astăzi am adus câțiva abonați să se dueleze între ei pe blog de și în Stumble Guys, iar câștigătorul o să primească cerere de prietenie de la mine. Dar nu este tot. Cineva și-a făcut și el apariția pe parcursul acestui videoclip, din păcate, dar nu vă zic mai multe. Hai să trecem la episodul propriu zis. Să vedeți ce pun, vă dau următorul meci. Băieți, știți de ce v-am adus aici pe toți să jucați, să vă duelați? Știți de ce v-am adus? Nu. Nu știți? Ei bine, după cum putem vedea, suntem 6 persoane, adică voi sunteți 5. Ar mai trebui să mai fie încă unul, văd că am lăsat loc liber, dar era un bea mai devreme care a ieșit, în fine. Nu știu ce a ieșit, dar vă duelați voi între voi, beatul acela pierdut. Voi, unul dintre voi, de fapt, o să aibă șansa să câștige cerere de prietenie de la mine și care o să fie norocos, adică care e mai bun dintre voi. O să vedem ca... Cine intră, mă? Mamă, a intrat Darusel din nou. Mamă, Darusel, ce cauți aici? Ți-am mai zis eu? Ai uitat că ți-am zis să nu mai intri niciodată la noi pe videoclipuri? Vrei și tu ad, Darusel, sper să nu câștigi. Adică nu o să câștigi tu, că o să-ți dea băieții troll. Băieți, vă puneți toți pe Darusel, ta să-i dea trollul Darusel, să nu câștige nici de cum Darusel, ok? Eu nu știu, eu cred că o să mă omor și o să vă las pe voi să vă bateți. Cel mai bun să câștige și primește și cerere. Sper să nu fie Darusel, că dacă e Darusel, e cam nașpa dacă e Darusel. Mai bine nu mai intrai, nu știu de ce ai intrat aici. Să vă spart pe amândoi. Care amândoi? Că suntem 6 persoane, 7 persoane. Cei care sunteți pe videoclip, dați și voi acolo un like și un subscribe dacă vă plac episoadele astea și dacă mai vreți episoade de genul. Eu o să mă arunc și o să-i las pe băieți să se bată, să se dueleze, dar mai era o persoană și văd că, what? Cred că a ieșit cineva, l-a scos pe cineva, iar, în fine, nu știu. A ieșit Darusel. A ieșit Darusel, mamă, Darusel, vezi că jocul nu ține cu tine. E perfect, a ieșit Darusel. Chiar e perfect că a ieșit Darusel. Hai că mă uit pe tine, cine știe, poate o să câștigi. Asta depinde dacă, adică da, nu contează, poți să n-ai emote-uri și să câștigi, da. Că nici eu n-am emote-uri și poate câștiga meciul. Darusel, de ce ai ieșit, Darusel? M-a dat afară, dar ghinion. Ghinion? Și vrei să mai joci, Darusel, sau îi lăsăm pe băieți să fie ăsta singurul meci și tu să nu mai apuci? Ce spuneți, băieți, lăsăm și pe Darusel să joace următorul meci? Îl lăsăm. Fericit. Hai, Darusele, acum poți să joci și tu, Darusele, de data asta că văd că ai intrat și tu. Ai avut ghinion, ce să zic. Dar acum hai să te văd. Să mă joc și eu, mă, să mă joc sau să mă arunc? Ce spune? Să mă joc și eu puțin, așa? Mă arunc? De ce vrei tu, Darusele, să mă arunc? Chiar că nu mă arunc pentru tine, asta fac, Darusele. Că cine știe cum rămâi tu în viață singurul și o să rămâi cu mine. Și vreau să nu câștigi, că nu vreau să te adaug la prieteni. Hai să vedem, băieți, intra și voi, Darusele, dați-l afară. Cei care aveți emote, aveți emote-uri toți? Vă dau numai troll, băi, sunteți nabi. Care vorbește acum? Eu. Nu știu ce fără emote acum. Bogdan? Mama, Bogdane și... Bogdane, cred că tu o să fii cea mai mare competiția lui Darusel. Ba. Ha, a murit Darusel! Te-ai dus, Darusel, ești cam slab. Ia, ești slab. Darusele! Nu e folosit la mimotul. Eu cred că nu ești pentru Stumble Guys, ești pentru altceva. Cred că ai 300 de truni. Bă, ce avem, mă, cu Darusel? V-ați spus pe Darusel toți? Darusele, vezi să nu plângi. Cred că asta face acum. Asta face? Vedem că nimeni nu-l suportă pe Darusel. Nu știu, Darusele, cred că problema e la tine, nu la noi. Cred că e problema la nimeni, doar la tine. Dai. Ești prea nab tu? Nu, ești prea nab. Ei? De asta? Tu îngeloși pe mine. Uite cum... Păi și tu de ce ai murit, Darusel, primul? De ce ai murit primul? Am avut ghinion. Păi... Ghinionul pro player-ului? Da. Ce părere aveți, băieți, de ce a spus Darusel acum? Cam nu este corect. Nu e corect ce a zis? Am ce bani blocat? Nu, pro player-ul nu face greșeli. Cine mi-a dat? Care mi-a dat? Din cauza Bogdan. Fiți atenți, mai dă un meci. Să zică repede, care mi-a dat? Ce vă fac la următorul meci? Nu mai vă țin așa. Să vedeți ce pun vă dau următorul meci. Mamă, e gândit. Fiți atenți că facem acum din nou partid. Meciul acesta o să fie meciul final, cum ar veni. Meciul acesta o să fie meciul decisiv. Cine câștigă meciul ăsta primește cerere. Sunteți pregătiți să intrați aici? Câte erau? 7 persoane, ok? Să nu mai băgăm bolți. Auzi, bagă-și tu Rașaur. Bagă Rașaur. Vreți Rașaur? Vreți Rașaur toți? Puneți toți. Ce sare Darusel, Darusel nu mai bloc, deci vrea. Hai că jucăm tot bloc, deci 702 702 630.
seama că pentru că sunt cel mai bun la Stumble Guys. Dar și el. Deci cel mai nu poate fi ferici. Dar și el Stumble Guys. Da, eu Stumble Guys. Cea, cea, calule, nu mă, mă dorule. Gata. Uite-mă pe Darusel, Darusel îi dau troll. Am mai nervat, mi-am luat și skin-ul. Mamă, Darusele, Darusele. Darusele. Ia stai puțin, stai puțin, Darusel, Darusel, tu parcă nu băgai bani în joc, cum dai skin-ul acesta și e cel mai nou skin apărut. Păi da mă, stai că uite că ai și numele scris, mă, normal că e hacker, păi cum altcumva, Darusel, parcă tu nu jucai cu hacky, tu nu jucai cu nimic, tu erai player normal, abia te-ai apucat, nu făceai nimic, nu știu, Darusel, cum ești tu? E nab, e nab, e nab, Darusel? Da, e cel mai nab. Și este cel mai nab. Este cel mai nab și mă refer nu la Stumble Guys, dar la Dors. La Dors? Mamă, dar să le vezi că băieții se uită și la Dors. Apropo, cei care sunteți pe videoclip și dacă n-ați văzut videoclipurile de Dors, chiar vă sfătuiesc să vă uitați după acest videoclip, da. Să vedeți și acolo, da. Cum e Darusel. Să da și nu uitați să dați like. Dar acum hai să vedem cine, vedeți că acum cine câștigă, câștigă cererea de prietenie. Deci duelați-vă acolo, băteți-vă, dați-vă pum, faceți ceva, nu știu ce faceți. Trebuie să faceți ceva. Bogdan și Nikita, pa, pa. V-ați dus și ei, Iulian contra Darusel. Ia să vedem care este cel mai bun dintre ei doi. Iulian sau Darusel? Ia să vedem, ia să vedem. No, bă, bă, nu, nu, stați, mamă, stați că e o problemă, e o problemă. E o problemă, n-are cum să câștige Darusel. Hai, Iulian, te rog, deci eu îi țin pumnii lui Iulian. Din cauza voastră, deși e mai nab copil la Stumble Guys. Hai, Darusel, mor, te rog, mor, Darusel, mamă, de Iulian, îi țin pumnii. Cu cine țineți? Scrieți, spuneți restul, cu cine țineți? Iulian sau Darusel, cu cine țineți? Dar nu țin cu nimeni. Iulian. Nu țin cu nimeni? Păi, dar trebuie să câștige cineva dintre ei doi. Dacă mă mai enervați, poate și ies, că mă supăra rău. Mamă, s-a supărat Bogdan. Ce mai dat la Stumble Guys? Ah, Darusele, te-ai dus! Felicitări, Iuliane, felicitări, Iuliane. Și pe rasa ore meciul decisiv. Păi ăsta a fost meciul decisiv, va câștiga Iulian, gata, nu mai. Am zis, al treilea meci a fost ăsta. Trebuie să dăm cererea lui Iulian. Iulian, grămă, parcă. Grămă, gata. Felicitări, Iulian, felicitări că ai câștigat. Bine că n-a câștigat Darusel, asta mă bucur eu. Bă, asta vă zic, vă bucurați măcar că n-a câștigat Darusel, chiar dacă n-ați câștigat voi. Vă bucurați că n-a câștigat Darusel? Da. Da. Da? Napulei, te termin pe altfel. A și ieșit. Da, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. A fost cam un dezastru, sincer, că au fost foarte mulți și așa, să vorbea și asta. Dar vedeți că au fost mici incidente, așa, mici bifuri, aș putea spune, între Darusel și Bogdan, am văzut. Parcă ei ce au mai vorbit și așa, Nikita, parcă a vorbit și el odată. Dar, da, dacă voi țineați cu Darusel, dați și voi acolo un like și scrieți acolo în comentarii neapărat dacă voi țineați cu Darusel. Dacă nu țineați cu altcineva, scrieți cu cine ați ținut și așa. Dar sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like și dacă mai vreți episoade de genul în care vă aduc pe voi, vă aștept acolo pe Discord, aveți linkul în descriere. Cu ea, Rafael, pa, pa!